trecute, în cea mai pe noastră, domnul Ionuțescu a spune părerea dumneavoastră despre victoria din această seară, pe care fie și va răspunde și întrebările mele. Da. Eram avizați de valoare și de forța de joc a Victor Bucureș, de aceea am văzut o partitură pragmatică la rezultat. Am folosit toate posibilitățile de a ajunge în fața porții de avocați de gol. Am jucat mult pe contre. Am spus că domnul fără decepție să accelereze pe zone libere. Am reușit să înscriem o oră și pe faza de pe al doilea gol, lovituri libere, am spus să vină lansați pentru că eu fac zonă și din static să mai puțin decât din elar și așa s-a înscris și golul 2. După aceea, ei au instat puțin, au mai băgat vârf cu mijlocare de atac. Noi am avut o perioadă mai grea pentru 60 și atunci când Felica termina și benzina și justificat pe 3 săptămâni de pauză pe antrenament și după o accidentare așa era cum a fost alui. Am ținut destul de bine și am închis cu Sony și sigur că i-am așteptat și pe contraatac am încercat să scriem și al treilea gol sau o fază fixă. Întrebări, vă rog. Apropo de Felipe, că a terminat benzina, totuși a fost un pic nemulțumit la schimbare. Jucătorul de valoare pot să joace. Nu va suporta ceva consecințe. Pornim? Nu va suporta ceva consecințe, nu? Nu, de ce? Că e nemulțumit că vrea să mai joace? Da, fiu să mai joace. Da. Un lucru peste care pot să treacă. Domnule Moțescu, a spus de la început că ați mers pragmatic, că asta a plecat de la pregătirea meciului. Știați că sunt trei jucători, deci de Felipe, pe lângă Felipe, au mai fost trei jucători cu deplasări lungi. Și, nu? Da. Așa. Ei v-au informat câte meciuri au jucat acolo, nu? Bineînțeles, dar nici Sonic și nici Gevaro nu au fost jucători. Bine, dar... Asta... Răspuns, nu, Muștivană nu prea a jucat. E mai mult drumul l-a făcut. Nu știu, nu, deci ei erau obosiți, dar chiar dacă acolo n-au jucat prea mult. Nu erau foarte obosiți, pentru că au venit de 3 zile și... Sunt totuși 10.000 de kilometri. E adevărat. Și mergi unul. Ați avut în vedere și faptul ăsta când ați decis, cum spuneți dumneavoastră, să jucați pragmatic? Da, bineînțeles. Și în ideea asta ați făcut și schimbările, da? Și mai am o întrebare, dacă nu vă supărați. Când l-ați introdus pe Pastorini, nu știm ce i-a șerut. I-a șerut să țină mingea mai mult sau? Nu, pentru că a avut o situație de contraatac pe care a jucat-o rău. Ați văzut reacția mea. Dar, ironia este că a accelerat. Eu le-am spus la toți, când interceptează, să accelereze ca să-i oblige pe adversari să fondeze de la spate. Și a ieșit. Bun, a ieșit... I-a ieșit, dar acolo trebuie să dea pas. Dacă dea pas cu Pablo, ieși acolo trei, poate. La asta mă refer. Bineînțeles că când eu mă obligă să-mi dea pas. Am spus că a ieșit, dar a ieșit din tot întâmplarea. Da. Bine, mulțumesc. E o victorie de ascendent moral pentru Petrolul, perspectiva partidei de cupă? Da, este un ascendent moral pentru meciul de cupă, dar va fi alt meci. Și deplasare, și cupă, la cupă e altă abordare. Aici, nevoie să scrii mai mult, la cupă e doar de ajuns un gol mai mult. Va fi alt meci și va fi mult, mult mai greu. Cum veți merge tot pe o partitură pragmatică și acolo? La cupă? Da. Vis-a-vis de ei și mai de aia care s-o sigură. Păi nu, pentru că ce au jucat azi, ei au încurcat rău la partitura asta pe ei. Da. Deci chiar au fost foarte bine blocați. Sigur că au închis culoarele, deci au făcut asta, pentru că au jucători tehnici și iuți. Și au nevoie de culoare. Și noi am închis culoare și le-am dat marginile. Pentru că noi, la mingile înalte, eram puternici care și am pus că aduc la ce? Suntem mai puternici, nu? Ce e bine? Nu e.
e bine nici pentru cele și nu e nici pentru... Dar totuși aveți 592 de minute fără gol primit. Greu în condiții de astea cu fundași împlâneze? De acum încă nu simt că e mai greu. Dar sper că cel e și de puternic. Depinde, dacă e afectată articulația genunchiului, care este cea mai sensibilă articulație, atunci lucrăm mai greu. Eu sper să nu fie nimic. Totuși, l-ați mai ținut în teren, nu v-a fost teamă nu, să-l scoateți? Nu, să schimb, numai că era să mai încearcă. Așa am spus? Și da, sigur că mă l-am băgat eu. Ai, nu, sunt convins, dar să ne lămurim și noi cum am fost. Sigur, mă lămuresc cu ce vreți. L-am chemat, am pregătit schimbarea, era deja anunțat. Și el a zis să mai încerc. Și când am încălzit, s-a dus. Acum s-a recit, acum mai am vorbit cu cineva la TV care a comentat Modalu, pardon, care comenta meciul și au spus că a fost o etapă de roșu, că s-a dus direct pe piciorul lui. Am spus mai înainte, nu vreau să fiu malicios, că parcă e un microb la ei, să ia de la un la altul roșii și intrările astea dure și... Ați văzut, la noi intrări dure. Noi am văzut că și pierdut jucători, nu răspunde la provocări, ca și cum ar exista. Nici nu băgați în seamă, cea mai mare reginire este să nu bagi în seamă. Trebuie să spunem, luați mintea dacă puteți, dacă nu vă autați, nu vă agresivitate. Și ne-am văzut eu. Da. Chiar că mai poți ce să mă ați. Chiar dacă și zic, nu zice, ce mai tâi din jucători, atunci înseamnă că are o influență foarte mare. Eu înțeleg că agresivitatea e pozitivă. Sau, lasă și la Anglia jocul, dar la minge. Poate că în coi, după părerea mea, a avut o partidă bună. Vă părerea mea nu. Cu toate că mai bine acolo, n-ai și gol, că ai și corner și... ai și gol. Dacă judecăm așa și facem concluzia într-o fază ratată care a jucat bine, că ai și gol dat de Jerry, atunci pare rău. A pierdut multe mingi și a reușit să gestioneze mingile care le-a avut. Da. Dar cum de va vii indinează să jucați acolo? Pentru că am vrut să fac aceeași partitură, cum am făcut cu tot cu Hitor. Ca el să intre al doilea vârf lângă pe faza atac. Și de ce puteam să fac treaba asta? Pentru că în dreapta aveam Palserat care acolo învăluie și vine și face toată banda. El nu trebuia să centreze. El avea o post strategic acolo și venea nemarcat al doilea vârf. Făceam doi pe care eu, plus Salvin în spate, un zilin, un zilin. A plecat de două ori. Păi s-a întâmplat. Gerson are cu problemă medicală sau a fost alegerea? Da. Nu, era rezervă. Nu, la alte randamente, de normă, chile, a avut o tendinită și s-a amplificat și el și n-a mai făcut. Sigur. Ce problemă în zona centrală? Păi, Gerson ești revine, sigur. Că vorba de două, trei zile. A trecut deja două. Priso? Și avem gomorat pe centru și o să vedem. E Beța. Priso e accidentat. Priso e accidentat, dar cred că o să revine. Are o conduză puternică acolo. Filipo pe Dinamo n-are fundat stâng. Cred că o să revine. Bărboianu, Bărboianu. Și dreapta și stânga, că nu e nici fai, nici... Da. Dar are bărboia în dreapta și are fai, Filip stânga. Nu poate, nu suportă masca. A, da? Așa a zis? Da. Am eu o problemă. Alte întrebări, dacă mai sunt, mă rog. Ok. Mulțumesc.